Suntem în minutul 23. Tribuna scandează Italia, Italia. Culori frumoase, 100 de pictori impresioniști n-ar putea inventa toți la oaltă, cu 100 de pensule, culorile acestor tribune care speră într-o victorie a echipei lor, așa cum noi sperăm într-o comportare foarte bună a echipei noastre. Rossi, Conti, Marini, Rossi la marginea careului. Aceasta a fost prima fază periculoasă la poarta noastră. Antonioni, Ștefănescu, Marini. Avantaj în această fază, deși Klein a faultat. Centrarea lui Antonioni, cade Rossi, cerșind pur și simplu o lovitură de la 11 metri. Nu se poate, nu se poate. Cel mai bun jucător al campionatului mondial nu poate face așa ceva. Respinge Țicleanu, apărarea noastră luptă din greu în aceste minute, trage Conti, se opune Rednic și tot Rednic sare la această minge care rămâne în posesia lui Conti. Joc periculos, Țicleanu. Cartonaș roșu, exagerată decizie. Tardelli, Marini, cap al Tobelii marcat de Iorculescu, care l-a desfințat pur și simplu pe Paolo Rossi și acum îl marchează pe al Tobelii. Intervenție excepțională a lui Lung la centrarea lui Causio, adresată acelui așa al Tobelii. Se scandează Italia, Italia, cred că s-a depășit vârful sonic al stadionului din Florența, care este acum un vulcan. Se pregătește prima schimbare în echipa noastră, pe margine se află Andone cu numărul 13. Gazdele atacă, încurajate de un public extraordinar care a început acum să cânte. Rednic schitează un contraatac, Gabor este prins pe picior greșit, balonul la Tardelli. Altobelli urmărit de Iorgulescu, ajută Rednic, balonul ajunge la Tardelli, centrare respinsă de Belloni, care a respins până acum tot ce s-a îndreptat spre centrul careului nostru. Balonul la Conti, pătrunderea fundașului Oriani, formidabilă ocazie, șansa este de partea noastră, nu vom pierde acest meci, șansa este de partea noastră. A ratat Conti de la 6 metri. Ungureanu nu-și poate reveni, este întins pe gazon, arbitrul nu întrerupe partida. Mai este un minut. În sfârșit avem și noi odată șansa de partea noastră. De prea multe ori am pierdut datorită lipsei acestui element imprevizibil din jocul de fotbal. Și în acest moment partida se termină! Italia-România 0-0, stimați telespectatori! Milioane de români sunt acum în fața televizoarelor aplaudând această splendidă echipă a României care a reușit să reziste în fața campionilor mondiali. Este adevărat că echipa noastră a contat mai puțin în atac în această repriză a doua. Este un amănunt important pe care nu trebuie să-l uităm, faptul că Țicleanu a fost eliminat după 10 minute de la reluarea acestei partide. Dând astfel o adevărată pildă de devotament, de eroism în apărare, echipa României își menține poziția fruntașă în preliminarele campionatului european, grupa 5-a, având acum 5 puncte din 3 meciuri.